Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele informații ale zilei. Zi grea pentru candidații bacalaureatului de toamnă. Reguli de circulație încălcate la frontieră. Modificări la obținerea permisului de conducere. Prețul mic al petrolului ieftinește carburanții. Câștigătorii concursului de canoci de la Giurgiu în finală la Tulcea. A fost o zi grea pentru mulți dintre liceenii care își doresc să obțină diploma de bacalaureat. Peste 600 de elevi giurgiuveni au susținut proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie. Unii dintre ei s-au prezentat atât de nepregătiți încât n-au mai știut ce subiecte au primit. Absolvenții de liceu au susținut astăzi proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat. În municipiul Giurgiu, elevii au fost testați la cele două centre de examinare stabilite pentru această sesiune, respectiv la Colegiul Național Ion Maiorescu și la Liceul Nicolae Cartojan. Din punct de vedere al dificultății, proba la matematică le-a pus mai multe probleme candidaților. Pentru unii dintre ei a fost greu și să țină minte ce subiecte au avut de rezolvat. Nici prea bună, nici prea rea. La ce ai dat? Istorie. Și cum au fost subiectele? Pentru cei ce învață e ușor, pentru cei ce nu învață e greu. Ce subiecte ai avut? Subiectul 1, 2 și 3. Le mai știi? Nu. Pentru cei ce au învățat, le mai știe. Cel puțin la subiectul 3 ne-a dat din mediu, dar n-am scris nimic, pentru că... Da. Deci tu n-ai învățat? Nu. A fost ușor. Ce subiecte ai avut? Cu matrice, cu mai multe. Da. Și în vară, ce notă ai avut? 4 și ceva. Ai pregătit mai mult acum? Da. La ce notă te aștepți? 6. Deci crezi că îl vei lua? Da. Greu pentru mine. Cum să fie? Oarecum. Ce subiecte ai avut? Funcții, logarin, sim, tot ce ține de matematică. Asta este. Și la ce notă te aștept? Mă aștept cel puțin la un 5. Să vedem acum. În prima sesiune ce ai? Prima sesiune am picat, din păcate, tot la matematică. Și acum să vedem ce rezultat voi obține. Crezi că te-ai pregătit mai bine acum? Da, da. Am stat numai în casă, pot să zic. E foarte bine. Ce subiect ai avut? 3. Au fost 3, zic sigur. Le mai știi? Nu. La ce notă te aștept? 2-3. Mamă, că am discutat la 4-9-10 amândoi. Nu m-am pregătit, dar am avut inspirație. Vineri, absolvenții de clasa a 12-a vor susține proba la alegerea profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate în 1 septembrie, în aceeași zi putând fi depuse și contestațiile. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 septembrie. În această perioadă, când se efectuează lucrări la podul Prieteniei, nervii conducătorilor auto care așteaptă la frontieră sunt puși la grea încercare. Unii cedează și comit ilegalități în încercarea de a ajunge mai repede pe partea cealaltă a podului. Sunt însă sancționați de polițiștii rutieri prezenți în zonă pentru fluidizarea traficului. De când au început lucrările la podul dintre Giurgiu și Ruse, zilnic se formează cozi de mașini, deși au la dispoziție rute ocolitoare. Nervii șoferilor care așteaptă și cu orele sunt puși la grea încercare, mai ales atunci când trebuie să ajungă la timp la destinația propusă. Unii cedează și astfel încalcă regulile de circulație cu riscul să provoace evenimente rutiere cu consecințe grave. De exemplu, numai departe de ziua de marți, mai mulți șoferi care conduceau autoturisme, dar și un conducător auto al unui autocar, au evitat coloana formată la traversarea podului Prieteniei și au pătruns pe contrasens, punând în pericol siguranța rutieră și pe cea a participanților la trafic. Polițiștii biroului rutier de la Poliția Municipiului Giurgiu au luat față de cei doi conducători auto măsura sancționării contravenționale cu suma de 630 de lei și măsura suplimentară a reținerii permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile. Aveți efective în permanență la punctul de trecere al frontierei? Având în vedere că la fiecare sfârșit de săptămână aceste cozi de autocamioane și câteodată și de mijloace de transport persoane sau autoturisme sunt mai mari, avem în permanență efective de rezervă care pot interveni atât pe drumul național 5 în zona municipiului Giurgiu, cât și în zona punctului de frontieră Giurgiu-Ruse.
Inspectoratul de Poliție Giurgiu recomandă participanților la trafic ce tranzitează orașul Giurgiu să respecte indicațiile și semnalele polițiștilor rutieri, iar în punctul de trecere a frontierei, indicațiile polițiștilor de frontieră și reprezentanților CNADNR, având în vedere că gestionarea trecerii podului se face de lucrători ai companiei de drumuri în mod semaforizat. Pentru evitarea disconfortului cauzat de întârzierile la trecerea frontierei, polițiștii giurgiuveni recomandă conducătorilor auto ca în funcție de destinație să se informeze și să aleagă și alte trasee de trecere a frontierei, atât rutiere cât și fluviale. Motiv de bucurie pentru șoferi. Aceștia vor plăti mai puțin când își vor alimenta autoturismele în anumite benzinării care practică prețuri mai mici la carburanți. Chiar și în contextul ieftinirilor, un litru de benzină sau motorină este mai scump la noi decât în alte țări europene. În ultimele zile, prețurile carburanților au suferit modificări în multe stații de alimentare din țară. Cea mai mare companie petrolieră de pe piața românească a ieftinit benzina cu 22 de bani și motorina cu 16 bani. Ieftinirea vine după prăbușirea cotațiilor la țiței pe piețele internaționale, de la 100 la 40 de dolari pe baril în doar un an. O benzinărie din Giurgiu a afișat astăzi un preț de 5,6 lei pentru un litru de benzină și 4,92 lei pentru unul de motorină. Motorina a coborât sub 5 lei pe litru în mai multe benzinării din țară, în timp ce benzina costă cu câțiva bani mai mult. Specialiștii spun că tendința de ieftinire a carburanților va continua și în următoarele luni, dar chiar și așa, un litru de benzină sau motorină este mai scump decât în țări mai dezvoltate și cu salarii mai mari, precum Spania, Franța și chiar Germania. Carburanții se vor ieftini și în perioada următoare pentru că scăderea cotației barilului de petrol nu a fost transmisă încă în totalitate prețurilor de la pompă. În ciuda ieftinirilor, benzina rămâne scumpă în comparație cu alte țări, România clasându-se pe locul 8 în topul european. În ceea ce privește motorina, cel mai vândut sortiment de carburant din țara noastră, situația este și mai rea. România este doar la jumătatea clasamentului european al prețurilor. Proprietarii mașinilor abandonate pe domeniul public din Giurgiu s-ar putea trezi fără ele. Asta după ce consilierii locali au votat în cea mai recentă ședință o hotărâre în acest sens. Cei care doresc să intre din nou în posesia autoturismului după ce a fost ridicat trebuie să facă dovada achitării unei sancțiuni în valoare de 2000 de lei și a taxelor de transport și depozitare. Mașinile abandonate pe domeniul public vor fi ridicate de autorități. Asta este decizia Consiliului Local în vederea eliberării locurilor de parcare ocupate inutil. 86 de astfel de autoturisme se află în prezent pe străzile din municipiu, iar pentru ca autoritățile să demareze procedurile de ridicare a acestora, trebuie să aștepte ca hotărârea de Consiliu să fie aprobată de către președintele ședinței. Cei care dețin mașinile abandonate pe domeniul public mai au totuși șansa să nu se trezească peste noapte fără ele. Cetățeanul respectiv va fi înștiințat printr-o somație care a fost editată de către noi și aprobată de domnul primar în conformitate cu prevederile acestui regulament, aprobat de Consiliul Local, în termen de 10 zile, dacă nu-și ridică acest autovehicul, noi suntem în termen de 5 zile, trebuie să acționăm în așa fel încât în baza unor acte legale să putem să ridicăm această mașină. Dacă deținătorul legal sau proprietarul nu își va revendica mașina, vehiculul este trecut în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, urmând a fi valorificat în condițiile legii. Vehiculele fără stăpân sau abandonate, precum și bunurile aflate în interiorul acestora, sunt inventariate, expertizate, ridicate, transportate și depozitate prin grija agentului constatator într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale, numai că locația rămâne deocamdată un secret. Dacă cetățeanul căruia i s-a ridicat autovehiculul respectiv și nu l-a ridicat în termenul când a fost semnat de 10 zile, se prezintă să ridice acest autovehicul, trebuie să plătească o amendă de 2000 de lei cu titlul de amendă contravențională, face dovada achitării acestei sume, i se va restitui autovehiculul și îl va lua spre fiind proprietatea dânsului, va fi ridicat de către dânsul și valorificat sau ce face luat, ridicat, să nu mai apară pe domeniul public. A fost stabilit locul unde vor fi depozitate aceste mașini? Nu mă întrebați amănunte, nu vi le pot spune la momentul respectiv.
În situația în care proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului se prezintă la primărie și face dovada că vehiculul este deținut legal și că au fost achitate integral taxele, tarifele cu transportul și depozitarea, dar și amenda, în cazul în care a fost emis un proces verbal de constatare a contravenției, vehiculul va fi restituit. Începând cu data de 5 octombrie, permisul de conducere se va obține după reguli noi. Potrivit unui ordin al Ministerului Afacerilor Interne, au fost aduse câteva modificări privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Care sunt acestea, aflați din materialul următor. În fiecare an, mii de giurgiuveni își depun dosarele pentru obținerea unui permis de conducere. Foarte mulți nu îl obțin, fie pentru că au picat examenul teoretic, fie pentru că nu au reușit să treacă la traseu. Până acum, în cazul celor respinși la proba practică, pentru reluarea examenului trebuia să susțină din nou sala și, dacă promovau, să revină la traseu. Această prevedere legală a fost modificată, însă în această lună, printr-un ordin al Ministerului Afacerilor Interne, care aduce noi reglementări în ceea ce privește obținerea permisului de conducere. Astfel, candidații respinși la traseu nu vor mai fi nevoiți să susțină din nou proba teoretică. E mai bine. Crezi că era o pierdere de timp sau cum? De ce e mai bine? Da, într-un fel. Ție cum ți se pare? Mi se pare o modificare foarte bună, datorită faptului că dacă prima oară nu ai reușit la traseu, a doua oară sigur vei reuși pentru că trebuie să mai ai încă 6 ore de condus și automat că vei avea timp să mai profesezi, să ai timp de exercițiu mai mult. Din punct de vedere al susținerii sălii doar o singură dată, este ok pentru că nu se mai prelungește perioada. Deci e o alegere bună, zic eu. De asemenea, candidații admiși de la sală vor putea să susțină proba practică de mai multe ori, în cazul în care o pică. Pentru asta, ei vor trebui să plătească taxa de examinare și să facă cel puțin 6 ore suplimentare de pregătire practică. Candidații admiși la proba teoretică vor avea la dispoziție un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică pentru a trece de traseu, chiar și din mai multe încercări. Persoanele care pică proba teoretică vor putea susține o nouă examinare după cel puțin 15 zile de la respingere, după achitarea unei taxe. Se mai prevede noul act normativ. Modificările aduse procedurii de examinare de obținere a permisului de conducere au fost deja publicate în Monitorul Oficial, însă vor intra în vigoare începând cu data de 5 octombrie 2015. Frecvent, cu gândul la muzică populară și la folclorul românesc, stau specialiștii și nu doar unul dintre aceștia este fiul al plaiurilor giurgiuvene. Profesorul Aurel Mustățea, de loc din Comuna Malu, prezent în aceste zile în Urbea Dunăreană, ne-a vorbit despre viitorul folclorului tradițional. Mulțumită specialiștilor, muzica și folclorul românesc dăinuie de veacuri pe tărâmul României și tot muzicologii și etnomuzicologii sunt de acord cu ideea conform căreia un popor fără folclor este unul fără istorie. Esența existenței folclorului a fost interesant explicată și corelată cu istoria de profesorul giurgiuvean Aurel Mustățea. Transmiterea orală a obiceiurilor și a cântecului ca atare, plecând de la doină, baladă, sau cu toate genurile posibile, transmise oral, sunt mult mai puternice decât o istorie adevărată. Aici este esența existenței de-a lungul timpului. Despre tendințele manifestate în folclor, profesorul Mustățea vine cu ipoteze interesante. Folclorul suferă anumite transformări de-a lungul istoriei, dar asta nu înseamnă că dispare. Au fost teoreticieni străini, de talie mondială, compozitori, muzicologi, filozofi, și au încercat să spună la un moment dat, nu dau nume pentru că nu e cazul, au încercat să spună că poporul care își păstrează cu asiduitate folclorul devine un popor incult, necivilizat. În ciuda unor particularități ale muzicii populare actuale, precum limbajul sărac sau tendința de manelizare, profesorul giurgiuvean crede în viitorul folclorului tradițional, chiar dacă la o anumită perioadă de timp se impune o împrospătare a acestuia. Eu cred în viitorul folclorului, adică și cred, și am să fac o mică speculație. Folclorul trebuie cules cel puțin la 70 de ani. Practicanta tenisului profesionist și jucătoare de poziția 38-a în lume la nivelul lui septembrie 2011, Irina Camelia Begu este românca născută pe 26 august 1990. Pentru Begu, dincolo de data nașterii sale, o zi îi trezește amintiri plăcute, cea din septembrie 2012, când la Tashkent câștiga primul turneu de simplu din carieră.
tenis și în viață, zicala încetul cu încetul s-a făcut oțetul, pare să se adeverească în cele mai multe cazuri. Irina Camelia Begu a avut și ea posibilitatea, în cei 25 de ani de viață, să verifice pe propria ei piele tâlcul vorbelor. Concret, româncei născută pe 26 august 1990, practicanta tenisului profesionist din 2005, i-au trebuit 7 ani de activitate pentru a câștiga primul său turneu de simplu din carieră. Se petrecea în septembrie 2012 în Uzbekistan, la Tashkent, când în finală românca o învingea pe croata Dona Vekić. În imaginile ce urmează, românca e echipată în alb. Nici parcursul sportivei românce de a ajunge jucătoarea de pe poziția a 38-a în clasamentul mondial nu a fost unul ușor, timpul fiind hotărător și în acest caz. Cameliei Begu i-au trebuit până la atingerea acestei performanțe în septembrie 2011 alți 6 ani de activitate în cariera de profesionist. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu noi, urmează rubricile Sport, Meteo și o ediție specială. Nu ratați de la 19.45 emisiunea La Porțile Dorului, iar de la 21.30 de minute Medicina în direct. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Ediția 3 din acest an a concursului de văzlit în canot că cu echipaje 10+1 a adus un nou câștigător față de anii precedenți. Dacă la primele două ediții cel mai bun a fost echipajul pescarilor din Gostinu, anul acesta echipajul pescărușii a beneficiat de un culoar mai bun și a bătut pe pescari. Noi campioni vor participa în weekend la finala națională a competiției ce se va desfășura în cadrul festivalului dedicat ecoturismului, organizat de Asociația Mila 23 sub îndrumarea lui Ivan Pațaichin. Echipajul nostru se va alinia la start sub culorile San Giorgio și va concura în clubului nautic cu același nume. Este a doua participare a clubului nostru la acest concurs și sper ca și de această dată să ne putem întoarce acasă cu un loc pe podium. Acum 2 ani, echipajul județului Giurgiu, format din pescari din Gostinu, a ratat locul 2 pe podium la numai 4 secunde și s-a mulțumit cu un onorant loc 3. Noi ne-am pregătit de-a lungul acestui timp aici pe canalul Sfântul Gheorghe, folosind embarcațiunile noastre. Sperăm că atunci când vom ajunge în canot ca 10+1 duminică, să fim la fel de în forță și să demonstrăm că un club mic poate face față titratelor echipe din Galați, Tulcea, Brăila sau alte orașe care au o tradiție mai veche în acest sport. Sperăm să ne țineți pumnii și să ne întoarcem săptămâna viitoare cu medaliile de la România, etapa națională. Astăzi dimineața, jucătorii Astrei și staful tehnic au plecat spre Olanda, în vederea partidei de mâine seară cu AZ Alkmaar din returul play-off-ului pentru calificarea în grupele Europa League. După 3-2 în tur, Astra are prima șansă la calificarea în grupe contra celor de la Alkmaar, deși tehnicianul Marius Șumudic a declarat că șansele Astrei sunt de 40%. În momentul de față, cred că ne-au crescut un pic șansele, am zis, la 40%, fiindcă dacă ne vor da gol 1-0, se califică ei. Noi mergem acolo ca să apărăm avantajul minim de la Giurgiu. Cu siguranță va fi greu. E o presiune mare pe jucători, dar și pe mine, după acest parcurs ireproșabil. Cei de la Alkmaar sunt puțin naivi, dar joacă acasă și au o foame mare de performanță, a spus antrenorul Astrei. Tehnicianul Astrei spune că deși Fernando Boldrin era în mare formă, acum are șanse mici să joace în meciul de joi, datorită loviturii de la cap din meciul tur cu olandezii. Mergem să jucăm fotbal și să apărăm acest avantaj minim. Va fi greu. Este o presiune mare pe mine și pe jucătorii mei. Sunt aproape de o mare performanță. Vom merge să jucăm fotbal și vrem să marcăm, a mai declarat tehnicianul Marius Șumudică.
Unul dintre cei mai mari cronicari sportivi ai României este legat de Giurgiu și implicit de Astra Giurgiu, prin natura meseriei pe care de ceva vreme o practică. Mircea Maionescu, căci despre el este vorba, este de mai bine de 5 ani director al Teatrului Tudor Vianu din localitate, dar nu a renunțat nicio clipă la pasiunea sa pentru sport și mai ales pentru fotbal. Astăzi, cu Mircea Maionescu, despre Astra Giurgiu. Astra este pe val, este într-un moment foarte bun al carierei. Este o simbioză între antrenor, jucător și văd și staful organizatorii cu Daniel Coman, debutant în această meserie, dar iată-l, a venit cu înțelepciunea jucătorului serios care a fost o viață întreagă, iar Astra la ora actuală este cea mai bună formație din România. S-au supărat mulți, dar rezultatele vorbesc și mai ales fantastica forță ofensivă a echipei din Briza Dunării. Nu puteam rata ocazia să-l punem la treabă pe Mircea Maionescu cu privire la întâlnirea de mâine seară din Olanda. Mâine seară, între lalele, eu cred că Astra va câștiga, nu va face meciul. Armarul nu are decât 2 egaluri pe teren în campionatul Olandeș, iar pe teren propriu un singur punct duminica ce a trecut. Astra va câștiga și sigur, îmi veți spune, e suficient și un egal. Sigur este și un egal. Dar nu văd ducându-se în Olanda doar pentru un egal. Nu a plecat acolo pentru un egal. Simte, echipa simte că poate spulbera mai toate redutele care au fost puse în cale și în cel mai rău caz va fi un meci nul. Interviul integral acordat de cronicarul sportiv Mircea Maionescu televiziunii noastre poate fi urmărit imediat după știri în ediție specială. Astra Giurgiu a intrat într-o săptămână infernală. Sper din suflet ca Dumnezeu să fie cu noi. Urmează marea înfruntare din Olanda cu AZ Alkmaar. Centrale periculoasă lui Bunescu! Despre șansele calificării Astrei în play-off-ul Europa League, joi 27 august de la 19:45 la Giurgiu, înainte de toate. Pasă pentru Budescu, Erache în fața morții, gol! Invitați la TV Giurgiu, jurnalii sportivi, vedete ale fotbalului, fani din galerie. Aș da 5 ani din viața mea să mă calific. Joi de la ora 19:45, o emisiune moderată de Gelu Grebenel. Joi, vremea va fi predominant frumoasă, călduroasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil la munte, unde cu totul izolat vor fi condiții ca trecător să plouă slab și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în sudul litoralului și 33 de grade izolat în Câmpia de Vest și Podișul Moldovei. Vremea va fi frumoasă și călduroasă joi la Giurgiu, cerul fiind mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade. Joi, în județul Giurgiu, se vor înregistra 30 de grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 31 de grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va fi de 6 km pe oră din direcție est-sud-est, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra 758 de mm coloană de mercur. Umiditatea în aer va fi de 57%, în timp ce cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 15 la 25 de centimetri, cota probabilă estimată minus 23 de centimetri.